nouă reformă anunțată în sistemul sanitar după cazul șocant de la Urziceni. Alexandru Rafila anunță că spitalele locale ar putea fi transformate în ambulatorii sau unități medicale, care pot oferi spitalizare de zi. Ministerul Sănătății a început deja să facă o rețea de astfel de ambulatorii prin PNRR. După ce o femeie a născut pe trotuarul din fața spitalului din Urziceni, ministrul Sănătății Alexandru Rafila propune ca spitalele din orașele mici să se transforme în ambulatorii de specialitate. Aceste spitale au ajuns în proprietatea autorităților locale în urmă cu 14 ani, însă nu și-au asumat și organizarea serviciilor medicale pentru cetățeni. Acum, soluția găsită de ministru pentru evitarea altor cazuri asemănătoare celui de la Urziceni ar fi transformarea spitalelor în ambulatorii. Nu vrem să închidem spitale, dar să reconvertești spitale în unități medicale care oferă servicii medicale, de exemplu ambulatorii sau spitalizare de zi, este cu totul și cu totul altceva. Până la urmă, eu cred că cetățenii din Urziceni au nevoie de servicii medicale, nu? Pentru că am văzut ce le oferă spitalul. Ministrul Sănătății afirmă că românii au nevoie de servicii medicale de bună calitate, accesibile nu doar ca apropiere, ci și ca disponibilitate în timpul zilei sau în timpul weekendului. Cu toate că Rafila aprobă că acest caz de la Urziceni ridică o problemă în sistemul sanitar, acesta afirmă că situația este sub control. Spitalul de la Urziceni este doar un exemplu de așa nu, care echilibrează balanța cu restul spitalelor din România care oferă condiții mai bune pacienților, spune ministrul. Sigur, sunt exemple de practică rea, cum a fost cel de la Urziceni. Asta nu înseamnă că în tot sistemul de sănătate lucrurile sunt așa. Vedeți aici la Spitalul Universitar, apropo de siguranța pacientului, confortul pacientului și modul în care este alimentat.